Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi joc și eu 2K19, că culmea, ca să-l cumpere a apărut azi, ca să dea pre-order a apărut nu știu când, dar de piratată puteam pirata de acum o săptămână. Dar nu mi-am dat seama că a apărut de mai demult și pe Pirate Bay și pe Firelist. Îl găsiți pe Pirate Bay, dar eu l-am luat de pe Firelist că, fiind site-ul ăsta de României, aveam viteză mai mare de descărcare. Cine se pricepe cu piratatul mă înțelege care e treaba cu seeder cu astea. Bun. Nou joc WWE, o interfață oarecum nouă. Avem și Showcase, unde e 2K Showcase, că nu știu. Cred că, da, ăsta e Showcase, 2K Towers, asta nu știu ce ar trebui să fie. Am făcut un live mai devreme cu jocul acesta. Pentru cei ce n-ați văzut live-ul, i-am recreat pe Codrin și pe Echo. Hai să dau un match normal între cei doi. Am văzut că a făcut și Rafael videoclip și se optica, se văita puțin că n-are toți wrestlerii deblocați. Dar din fericire eu i-am, pentru că trăiască pirateria, chiar dacă jocul mai are niște defecte uneori. Hai să dăm așa. Hai să bag și de un titlu totuși, să nu plângă ăștia. Un titlu... Million dollar, million dollar să fie. Hai că băgăm un meci normal. S-au adăugat multe chestiuni la jocul acesta. Niște payback-uri, ca să zic așa. Așa sunt alea numite. Adică gen, dacă e prea mult damage sau în timp ce te bați ai două buline ce ți se încarcă și alea îți dau o chestie gen un instant reversal sau te ridici din picioare imediat, resiliency-ul sau primești un finisher, un bonus dacă ai fost prea bătut. În fine, intrările nu cred că are rost să vi le las. Ia, la Echo este aceeași. La Codrin nu mai avem muzicuța aia faină cu Rolling, Rolling, Rolling Keep. Rolling, nu mai e. Că nu mai avem pe Undertaker în 2000. Acum avem Undertaker din 2002 și ăla e gen cu părul scurt și nu mai are melodia aia. Are alta mai chill. În fine, mă, Echo parcă arată foarte bine. Eu sunt mândru de cum l-a creat pe Echo. Arată foarte bine chiar. Ziceți și voi că nu seamănă foarte bine aceștia. În fine, jocul are un defect ce mă enervează și anume un căcat de, cum mi se zice mă, de slow motion, așa mi se activează un slow motion și nu înțeleg de ce. Că am pățit asta și la 2K17 și la 2K18 și nu înțeleg de ce am slow motion. În fine, hai să jucăm și deja am slow motion, parcă am slow motion sau nu am slow motion. Deci nu știu, am avut, hai că n-am slow motion, dar uneori mi se activează un slow motion care nu știu, a trebuit să fie cu scopul să te ajute să joci mai bine, dar mai mult mă încurcă. Că o să obișnuiți să joc tare, să joc repede, la FPS-uri multe și rapid, așa, să acționezi tare, nu la slow motion, ca de zici că ești trimis după moarte. Că nu te mai întorci. Hai să-i dăm tare acum. Data trecută pe jocul anterior am jucat cu Echo împotriva lui Codrin. Acum vom juca cu Codrin împotriva lui Echo. Na, mai schimb și eu rolurile că prea l-a bătut Echo pe Codrin. Acum joc și eu mai așa. Overall-uri au aceleași, Codrin și Echo... Că ăștia după care i-am creat n-au avut mai deloc schimbări. În schimb, uite ce mi-am întors. Hai că am întors și eu. În schimb, foarte mulți wrestleri au pierdut puncte în overall. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, John Cena chiar a pierdut vreo 5 puncte în overall jocul ăsta față de cel trecut și nu înțeleg de ce. Marea majoritate au pierdut puncte în overall, doar câțiva și au rămas la același punctaj și... Vreo 2 sau 3 au crescut în overall. Culmea este că pune și aia care sunt retrași au pierdut puncte în overall. Deci legende care efectiv nu s-au mai bătut să zici că s-a văzut cât s-au schimbat așa. Efectiv până și lora le-a scăzut din overall. Și nu înțeleg de ce le-a venit în mintea celor de la 2K. Grafica este mult mai bună anul ăsta oricum. Deci sunt foarte mulțumit de grafică. Și nici nu știu ce să zic. Avem mai mulți wrestleri. Din nou un roster destul de mare. O să mă joc așa pentru mine showcase-ul ăla, că pot să fie același peste tot. Nu știu, poate dacă o să-mi vină mie cheful să fac un My Career, poate o să fac. Sau să stau să-i recrez pe toți. Pe Zaya Fett, pe cine dracu mai creat. Quick, pe Zappy, cum i-am creat în jocul trecut. Mi-am notat în telefon cam ce valori de, nu știu, ce greutate și ce înălțime trebuie să le pun. Dacă vreți să mai crezi vreun YouTuber, să-mi lăsați un comentariu cu cine vreți să crezi. Și cât overall să-i dau. Nu o să stau să fac live-uri cu jocul acesta când faci niște figuri la OBS. Pentru cei ce au fost pe live mai devreme, că am șez live-ul ăla, că e și căcăcios. Nu știu ce căcat avea ăsta, cum se cheamă. OBS-ul, dar nu voia să-mi bage jocul din full screen și-l jucam un windowed.
ca să, na. Pentru că da, ori era de la OBS, ori era de la joc, oricum. Cu toții știm că cei de la 2K nu fac cele mai wow jocuri. Adică mai dai de bugurile astea de la WWE, cu WWE, mă rog. I-am întors? Nu i-am întors. Și mi-a dat semnătură? A, n-a fost semnătura asta. Pac, bulldog! Hai, taie gâtul așa. Atât par ce scoate telefonul acolo. Bă, cam gol publicul astăzi în arenă. Hop, du-te în coardă. Și mi-a întors, mi-a întors. Întoarce aici, fratele, Eco se ține tare. Bun, Irish Whip și ar trebui să-l întorc acum. Exact ce ziceam. A, n-am energie să-i dau finisher-ul. E, ce mi-a întors-o pe asta. Ok, Ring Escape. Nu pot să dau cu Ring Escape, văd că nu. Și îmi dă acum și semnătura. Nu-mi dă semnătura? A, vrea să-mi dea una, mă pune jos și apoi îmi dă Kero Ball-ul. Gata, se aruncă acum. Nu se aruncă? Ok, văd că am și o notificare. Acum cred că îmi pregătește să mă facă pachet. Nu m-a făcut. Și stai mă. Hai vino ring. Holly hop. Hai să ne suim pe colț. Ne aruncăm cu 130 de kg pe el. Și hop. Să-mi spuneți cum vi se par Codrin și Eco, dacă seamănă cât de cât ca în realitate sau mai bine nu-i făceam. Eu nu sunt destul de mulțumit că am stat pe live cu voi și mi-a spus, bă, fă mai așa, fă mai așa, nu-i bună aia, nu-i bună aia, v-am ascultat părere și mi-a ieșit destul de ok. La Eco m-am chinuit mai mult ca la Codrin, ce-i drept, dar mi-a ieșit și Eco și parcă arată mult mai realistic decât Codrin. Oricum, o să mai trebuiască să-i customizez un pic, să le fac o mică... Mamă, ce am dat aici? Stai acolo. Stai jos. Dar nu mai am energie, că na, ăsta Codrin fiind mai gras, obosește mai repede. Bun, stai acolo jos. Deja am un finisher și o semnătură, vă că o duc bine. Gata, nu mai are nici ăsta reversal-uri, hai că îi dau tare în el ca în hoții de cai. Și choke slam. Așa, ridică-te. Îi dau ambele finisher-uri. Tombstone-ul și dau și cu last ride-ul. Și dau și cu last ride-ul. Hai. Să fiu sigur că nu se mai ridică. Păi te pui tu cu fratele Codre și acum îmi întoarce. Nu mi-a întors. Hai că dau acum the last ride. Hopa, uite cam acum am slow motion-ul ăla cam așa pe el. Măcar e așa la imagine de asta și nu e când trebuie să dau reversă sau ceva, că mă încurcă slow motion-ul mai mult. Mai iese? A ieșit! I-am dat semnătură, i-am dat finisher, i-am dat finisher și tot nu. Nu vrea să moară, să stea la pin. A avut resiliency, de aia n-a vrut. Stai că... Mă sui pe colțul ringului, ce pana mea. Hop! Hai, dă-i, dă-i. Puff, drept pumni în gură. Așa. Stai jos. Mai teme o dată așa gâtul. Dar stai mă, fă celălalt taunt. Așa, pe cinsta mea. Mai faci o dată? Nu-l mai face. Are Codrin o vorbă în care zice așa, pe cinsta mea. Cam așa dă și el. Face și el. Mă rog, el își dă cu palma pe genunchi. Aici a dat așa cu mâna în aer, dar merge. Ok, am avut puțin lăguț. Hai să deschidem, să deschidem, să rupem masa comentatorilor. Ia uite bă, nu mai au monitoare de alea groase, au acum de-astea subțirele. Au și ei acum tablete pe post de monitor. Mă mir și eu, drept, că nu mai au monitoare de alea groase acum la masa comentatorilor. Aaa, n-am finisher, acum am văzut. Uite, acum iarăși am slow motion. Ok, și i-a trecut. Deci mi se activează un slow motion și mi-a dat un subscriber un clip în care mi-a arătat cum trebuie să fac. Bă, și nu prea a avut efect în totalitate. Mi-a scăzut porcăria aia cu slow motion, tot mai mi-apare.
Și m-a făcut pachet. Da, am ieșit. Nu-l pui tu așa ușor pe fratele Codrea. Mă, picioarele trebuia să le fac mai groase totuși, că în realitate Codrea are niște picioare mult, mult mai groase. I-am întors. Poac. Hai. Și... Opa, ce mi-a întors el aici. Ia ieși din ring. Otto Irish Whip la el. Ia trece aici. Poac. Deja e pe roșu mai închis așa. Pe maro vișiniu. Nu știu ce dracu culoare e asta. Cum e la damage acolo. Hai să ieșim din ring. Fac un taunt așa ca să am damage mai mult. Că poate cine știe, îl fac pe mov. Hai, ridică-te. Și treci în, în masă așa. Stai că n-am energie. Așa, bun. Bă, mai greu cu energia văd. Și iarăși am slow motion-ul ăla că nu trebuia să miște așa încet. Deci, mai bine aveam lag decât să am slow motion-ul ăsta. Pă bune, cu lag-ul te mă obișnuiești, dar cu slow motion când ești obișnuit să joci tare, nu prea. Și am rupt masa comentatorilor cu el. Era mai mișto să fie chokeslam decât tombstone prin masă. Dar aia e, dacă asta folosea Undertaker în 2002 cum l-am creat pe Codrin, aia e. Mă, dar arată cam ciudat Codrin așa. Nu știu, mă, parcă are picioarele prea subțiri față de burtă și astea. Mai trebuia să-l modific puțin. Sau să-i pun niște pantaloni mai lungi față de ăștia, cine știe. Are picioarele mult mai groase, parcă. În realitate. În fine, e, văd că picioarele lui Codrin nu prea mai ieșit și... ce ne întoarcem aici manevrele. Aute, hop, ieși din ring. Ne, îl bag acum în ring. Am rupt și o masa comentatorilor. Știi ceva? Ia, 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 stai că fac așa. Îi dau un chokeslam în afară. Că e damage-ul mai mare. Pum! Și mai fac o dată așa, pe cinstea mea. Ok, suficientă energie. Hai să-l arunc în baricadă, oare pot să rup baricada? Ia, cât poate să fugă așa? Ia, pot să rup... N-am să rup baricada, se pare. Se pare că... Cu Undertaker 2002, cum l-am creat pe Codrin, nu merg să rup baricada. Încă e rupt așa, dar... Mă gândeam că poate să o rupe așa, dar văd că nu. Păi ce OMG moment mai am atunci cu ăsta? Ia să văd. Super Star Info, să văd așa. In ring așa. Nu aici. Abilities. Doar 4 abilități are? Skill. Văd că au mai puține de-astea. Deci de-asta nu mai au overall așa mare, mare majoritate. După cum e care. Hai să văd așa. Deci ce am pe aici? Comeback-ul, în fine. Table Finisher. Suicide Dive. Deci am Suicide Dive. Breakbreaker Box. Breaker Box Spear. Ok. TV Monitor Spear. Așa, care o fi asta? Breaker Box Spear. Păi și... cred că cealaltă baricadă trebuie. Oare trebuie asta alaltă? Să-l pun mai așa? Nici jucul să-l pun. Hai să-l iau așa. Dar sper să nu-mi întoarcă. Hai că nu mai trebuie. Hai să văd dacă îl duc așa. Nu știu cum trebuie să-l pun ca să rupă... Hai, du-te acolo. Stai să mă uit tot aici, atunci, la OMG-urile astea. Ability skill. Stai să văd așa. Deci vine așa. Suicide dive-ul. Cum îl dau? Perform suicide dive-over. Așa. Deci să fie la corzi. Ca să-i dau așa și... Ca să rup baricada, că parcă asta e breaker, baricadă, nu? Noi fi avut destul energie, cine știe. Hai, nu mai număra. Mai cerc o dată cu OMG-urile astea să le... Că, da, astea fac jocul mai interesant, OMG-urile, nu? Hai să-l arunc mai așa un pic. Acum poate merge. Deci am mai mult de jumate și văd că degeaba. Na, degeaba.
Hai că l-aștept în ring. Să încerc atunci un suicide dive. Sau poate nu, asta e breaker box-ul, baricada. Uite ce mi-a întors. Ia, mă aruncă el așa. Mai face și taunt acum. Hai să-i întorc mai repede, totuși că mie că... Acum vezi că face finisher și mă termină. Cred că am lungit-o și cam mult episodul ăsta. Nu i-am întors. Iarăși îmi face așa să-mi rupă gâtul. Văd că da. Da, am ieșit din pin, ce-și imaginează. Ah, l-am prins eu primul, l-am prins eu primul. Chokeslam! Hai da. A, face taunt așa, hai vino încoace. Hai să încerc acum cu suicide dive-ul, dar mi-a întors. O, oh, e pomov. Și îmi dă acum semnătura. Iarăși am slow motion. E, măcar la relore am, doar la relore am slow motion-ul. Îi dau cu resiliency că mie că... Mă face acum. Și acum cred că vrea să-mi dea pop-up power bomb-ul. Ne, nu merge așa. Cercă el să-mi dea mie acum cu... Finisher-ul. Hai să-l pun în coardă să văd. Pot să-i dau suicide dive? Cum zice acolo? Pot să-i dau suicide dive. Hai. Ieși din ring și hai să-i dăm și un suicide dive. Ce mă, voi credeți că nu poate sări Codrin? Ia uitați aici. Și acum cutremur ca 7-7. Puuu. Deja mă doare în gâla cât am țipat. Aute. Hopa. Uhu, cum a sărit. Pe... Stai. Hai din nou tauntul ăla. Pe... Nu mă, nu stai gâtul. Fă-mă pe cinstea mea, cum zic eu. Pe cinstea mea. Așa. Și... Hai cu un cot. Și frumos cu un leg drop. Ce dracului face? Hai că mă arunc atunci după colțul ringului. Îi dau damage mai mare pe piept. Că vă că i-am dat ca lumea. Deja e pomov. Îi mai dau un choke slam. Stai că mie că... Îmi întoarce acum. Exact ce am zis. Îmi întoarcea. Mă ridică. A, iar mai așa de gât. E bine că n-are momentan nici finisher, nici nimic. Dar eu nu prea pot să dau, din câte se pare, resiliency, nu l-am încărcat. Și acum vezi că mă face. Nu, nu mă face. Am ieșit? N-am ieșit. Cât a pumnul în ureche mi-a dat. Hai, mai tăi o dată gâtul, ca la găină, pentru cei ce sunteți de la țară. Și hai cu un last ride să încheiem meciul. Deci am rămas a comentatorilor, am făcut suicide dive, i-am dat vreo 3-4 finisher-uri, dar nu mai am energie, hai cu pinul. Sper să nu fie row break, hai că nu-i row break. Iese? N-a mai ieșit, era deja pe grill la piept, nu mai putea să facă nimic. Și aici vedem relorile, deci aici am întors frumos, poac, și un picior în burtă ce i-am dat. A, și direct când se dă cu pumnul în gură. Un chokeslam nu l-am văzut în întregime. Un clothesline, alt clothesline. Deci am dat la finisher-ul și OMG-uri, dar nicio reloare pentru niciunul, se pare. A, mi-arată un chokeslam în afara ringului. Măcar atât. Și avem centura de $1,000,000. Million dollar title. Sau championship. Pentru că, virgulă, Codrin Bradea bani. Codrin Bradea bani. Cam așa e acum.
A, mai e ceva pe aici, ca simt ceva? Aia mai poți da un breakout, nu-i dau breakout. Lasă acum cu imaginea aia de final. Ia uite-l cu centura. Aha, ce fericit e Codrinu. Bă, mai mișto mi-a ieșit Eco, sincer. Cam atât, vreți să mai creez vreun wrestler? Lăsați un comentariu, spuneți-mi ce înălțime și greutate să aibă. Atât, de restul mă ocup eu de manevre și de intrări. O să închei aici, cred că a ieșit clipul prea lung. Da, din nou, sper că v-a plăcut. Cam atât. Măcar i-am făcut în ciuda lui Rafael, cam toate caracterele, centurile și arenele deblocate. Hai, ciao, les!